Noi pentru Târgul de Paște am pregătit produse ca să le vindem pentru clasă. Noi ne-am pregătit cu coșuri, cu lebede, cu brățări, cu tablouri și cu flori. Eu mă numesc Mihai și pentru Târgul de Paște am pregătit un coș cu ouă. Eu mă numesc Tudor Porcașa și am pregătit pentru Târgul de Paște un coș cu ouă. Eu mă numesc Maria și pentru Târgul de Paște am pregătit aceste figurine și coșuri. Eu mă numesc Copriș Flaviu și am pregătit pentru Târgul de Paște coșulețul acesta. Eu mă numesc Irina Chi și astăzi noi vom reprezenta clasa a 3-a C. Și am pregătit câteva produse pentru Târgul de Paște. Aici avem lebede, grâu, mai multe flori și câteva tablouri. Acestea sunt care sunt mai complexe, sunt mai scumpe, iar celelalte mai ieftine. Noi le-am făcut cu drag pentru a ajuta copiii mai bolnavi, pentru că acești bani care îi obținem de aici vor fi donați copiilor bolnavi. Eu mă numesc Maria Santava și reprezint clasa a 3-a C. Noi pentru Târgul de Paște am pregătit diferite obiecte. Am pregătit coșuri, am ornat ouă, diferite ouă, am mai făcut și alte coșuri din diferite materiale. Alți colegi au pictat tablouri și am avut și ceva figurine din aceștia, din biluțe. Avem lebede din origami, am făcut diferite flori, zambile și lalele, avem rame, avem din acestea cu grâu. Și noi, din banii pe care îi obținem, vom dona copiilor care au cancer pentru a se însănătoși. Mă numesc Sărbelarea Maria și sunt din clasa a 3-a C. Eu pictez oamenii pe față pentru Târgul de Paște. Și cu banii obținuți? Și cu banii obținuți o să îi dau la copii bolnavi de cancer. Să se facă bine. Și să se facă bine. Aici? Da. Lara, am de pictat. Bună, mă numesc Gulțan Alex Călin, din clasa 7-a și sunt la Târgul de Paște. Noi avem nuferi, lalele, icoane, mai avem și niște felicitări și niște ouă, pictate tot de noi. Mai avem și niște forme făcute manual și cam atât. Mulțumesc! Mă numesc Pop Dariana și reprezint clasa 8-a D de la școala Silvania. Ne-am adunat astăzi aici în parc pentru a pregăti un stand cu strângere de fonduri pentru copiii nevoiași. Aici avem tot felul de brățări, avem o tombolă, iar toți banii care sunt strânși și vor fi strânși astăzi vor fi donați către acei copii care au nevoie. Sunt Mihaiescu Teodora și astăzi am participat împreună cu clasa 4-a la Târgul de Paști. Noi cu bani vom folosi pentru un scop caritabil. Astăzi am făcut obiecte făcute manual de noi împreună cu doamna învățătoare, care le-au plăcut anumitor oameni care le-au cumpărat. În fiecare an facem în parcul acesta un asemenea Târg de Paște pentru a strânge bani. Mă numesc Cezar Porcaș și reprezint clasa 4-a. Aici avem obiecte de toate felurile. La ele am muncit mult, chiar și peste program. Cu toți colegii am încercat să
fabricăm obiecte care să se poată vinde bine. Banii care îi o să-i câștigăm de la obiecte, o să îi dăm în scop caritabil. Nu la tombolo. 3 lei. 3 lei numai că cunosc.